celelalte cadre didactice de la celelalte școli. Autoritatea locală au dat girul pozitiv de așa natură să putem să achiziționăm aceste costume populare românești la număr 20, care a achitat din bugetul local 30.000 de lei în bani vechi, 300 de milioane. Noi, autoritatea locală, cei care stăm la baza conducerii unității administrativ-teritoriale, dorim ca aceste date și obiceiuri să nu dispară din localitatea noastră, pentru că acei ce sunt în cimitir, care au înființat aceste date și obiceiuri, se răstoarnă, se răscolesc acolo și nu devine bine, căci n-am fi fost noi în stare să le ducem mai departe. Eu cred că avem toată puterea, eu cred că avem forța financiară de așa natură să ducem mai departe ceea ce ne-a lăsat moșii și strămoșii noștri, într-un cuvânt, lada de zestre. Vreau să vă mulțumesc, dumneavoastră, celor care astăzi participați în număr atât de mare aici, în fața unității administrativ-teritoriale, să veniți cum ați venit și de altădată și să conduceți aceste cepe de urci doboșări mascați, ca ei să se simtă că, într-adevăr, există un mare spectacol în care vine multă lume să-i vadă pe ei. Vreau să vă informez că astăzi, data de 31 decembrie, avem alături de noi jandarmerie română, care sunt în urmă de stăturare și prin această care le mulțumesc pentru menținerea ordinii. Avem alături de noi Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Avem alături de noi Poliția Locală și, în ultimul rând, Poliția Rurală a Comunei Dofteane. Într-un cuvânt, suntem pe mâini bune ca această activitate să se poată desfășura în parametri, ca această activitate să poată fiecare cetățean care participă astăzi să vizualizeze în liniște. Stimați cetățeni, prea multe nu mai vorbesc, decât aș vrea să vă spun în încheiere, căci în această noapte, la orele 23, am organizat pentru prima dată un spectacol în care avem doi artiști consacrați alături de noi și ne vor despreți cursul între orele 23 până la orele 24, când vom avea un frumos foc de artificii în baza acordului pozitiv dat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență a județului Bacău. Deci vă invit la orele 23 în piața Unității Administrativ-Teritoriale din fața primăriei, unde fiecare cetățean participant va primi un păhăruț cu șampanie, iar eu, împreună cu aparatul de specialitate, această întâlnire am denumit-o Acasă de Crăciun și de Anul Nou, cu toți acei care sunt plecați în afara granițelor țării, cu toți acei care sunt plecați și lucrează în alte localități în afara de Dofteana. Deci să ne vedem acasă de sărbători, să socializăm, să servim un pahar de șampanie. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră, vă doresc un an bun, vă doresc un an cu mult belșug, cu multe roade, dar nu în ultimul rând vă doresc să aveți un an nou, liniștit, însoțit de tradiționalul la mulți ani. Pentru cei care au condus cu ușorul, chiar vă mulțumesc pentru faptul că ați venit într-un număr bun și organizat. Din partea Unității Administrativ-Teritoriale veți primi un premiu în bani, o diplomă de excelență și de participare, cum de fiecare dată am transmis-o, iar când vin la dumneavoastră pe acasă s-o găsesc pusă la un loc de cinste, o cupă, un colac, pentru continuitate de date și obiceiuri și, în ultimul rând, o sticlă cu șampanie. Vă mulțumesc! Ai o bine, ai o bine, ai o bine, ai o bine.
Thank you.
care nu ca și tine să-ți bate de frică. Dar de frică va juca, dar Sfântul Nicolae e mâna mea. Păi, vine ursul de la munte, vine ursul de la munte, nu mai poate și în genunche, nu mai poate și în genunche. La nepeste cu bărbat, la nepeste cu bărbat. Ce-i un bătân și javră mare, un bătân și javră mare. Sală-te-n două picioare, sală-te-n două picioare. Ce-i să te vadă oricare, să te vadă oricare. Oricare, oricine, că tu m-a spus pe mine. Ce-i, nu mai asculta tu său, nu mai asculta tu său. Dar te frică de cea-n rău, dar te frică de cea-n rău. Ce-i, că cea-n rău-i pironit, că cea-n rău-i pironit. Pentru corpul tău găsit, pentru corpul tău găsit. Pus la chica pa sus, tu te pica, 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 te
așa deau, mă întâlni cu pădurar. Pădurar cu ape bine, arba până e o zi. Pădurare, pădurare, n-ai văzut un rup mai mare. Păi era un rup un pâneu, punerea bolă un bun. Cu un pete-a bocării, pădurarul din lobi. Dar din lobi în cap, bolarul, ăsta a spus și lui, hargarul. We'll be right back.
vai, 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 eu tô levando esperia, se pelou pra mão por trás. Se a gata de olho amado, vai se mamando, gato e mudo. Se a verde perdure, vai que se expulou, vai é! Thank you.
Da. Sper că v-a plăcut și bine ar fi să-i aplaudăm pe cei ce conduc ceata din satul Cucuieți și nu numai, inclusiv și cei care astăzi au venit aici în număr atât de mare. Vorbeam cu șeful ceței, cu Titi Hanganu, cu a avut 57 de fei de urși astăzi pe scenă. Tot Titi Hanganu, în cursul zilei de ieri, împreună cu ceata largă, Seaca și Dofteana, am format o ceată mare, formată din 67 de chei de urs, pe scena din orașul Comărești, acolo unde am obținut locul întâi. În calitate de reprezentant al localității, vreau să mulțumesc celor care s-au implicat la formarea acestei cete. Dacă dumneavoastră vă amintiți, în urmă cu un an, cu doi, ceata din Cucuieți nu avea iros. S-a implicat domnii profesori Gâtu Sorina și soțul dumneaei, făcând repetiții atât la școală cât și în sat. Și uitați, a rezultat un număr destul de mare de iros, pentru care le mulțumesc și îi felicit, pentru că vă spuneam la deschiderea acestui mare eveniment, căci noi moștenim o mare ladă de zestre a celor înaintași care au promovat pe scenele din Dofteana cețile de urși, iros, toboșani și urători. În continuare, pentru o bună fluență, ca să putem să ne desfășurăm activitatea, pentru că cei de la ceata Seaca încă au apărut, care urmează a intra pe scenă, după ce coboară cei din satul Cucuieți cu ceata, vă rog jandarmeria, după ce coboară tot, să deschide porțile cele mari, iar o parte din cetățenii care se apropoată la scene să vină aici pe spațiu verde, să putem să permitem cetelor de o treaba să înainteze și imediat urmează larga. Deci, mulțumesc celor care au organizat ceata din satul Cucuieți, îi așteptăm și cu o altă ocazie, așteptăm și anul viitor, iar de la noi vor primi premium bani, o diplomă de excelență, o șampanie și un colac și ne dorim inclusiv dumneavoastră la mulți ani. Profitând de ocazia faptului că sunteți în număr atât de mare și repet faptul că și în această noapte, la orele 23, vă așteptăm la un frumos spectacol în piața din fața Universității din Tradiții Teritoriale, spectacol care va ține o oră, 60 de minute, apoi urmată de un frumos foc de artificii. Pentru cei care astăzi, din motive bine temeiate, nu au putut participa la acest frumos festival, vă informez că pe data de întâi, începând cu orele 17 la ora 5, vom redifuza înregistrările urșilor, cetile de urși producătorului și a tuturor celor care astăzi vor vizita. Vă doresc să aveți în continuare împreună cu mine o zi plăcută și la mulți ani tuturor!